Accidentul a avut loc în zona centrală a municipiului Câmpul Mușcel. Tânărul nu a mai putut stăpâni mașina și a lovit mai întâi un autoturism parcat, apoi a ricoșat într-un stâlp. Mașina a ajuns un morman de fiare și a fost nevoie de intervenția descarcerării pentru a-l scoate pe șofer. Poliția a deschis o anchetă pentru a afla cum s-a petrecut accidentul și care este cauza.